Da. Am câinile în spate. Da. One more rep. Deci asta tot așa, e un pre-workout. Fai mirosul ăla. Mirosul ăla chimical, mă, frate, mă. Fai, ce nu-mi place. E fix mirosul chimical. Mamă, dacă mi-ați aminte, e cu lămâie. Mirosul ăla, da, scrie fruit punch. E cu fructe, e cu... Din cauza că are chimicalele alea în el, bă, au un gust, bă, uf. Deci, ăsta îi spune one more rep, da, de la BPI. Scrie aici, da, clar, frumos. Energie, bine, îți dă și energie, eu am luat și din ăsta, dar după aia m-am oprit din el, că nu-mi plăcea gustul, frate, deci pur și simplu, când, deci mă lua, deci are 28 de serviri, cutia asta, uite că nu mai știu cât costă. Și dacă e cu adevărat să spun, să mă gândesc, că știu că când că luam, ah, mamă, ce energie, bă, ți-o spun sincer, nu o simțeam, frate, nu o simțeam, nu mi se părea când face cine știe ce, dar îmi dădea pump-ul ăla care mă speria și pe el, și pe mine mă speria și pe el, auzi. Hai că spun așa un pic despre el, deci, legendary, one of a kind, primul normal, mai să lăudăm. Un workout, deci asta e înainte de antrenament, clar, că e pre-workout și iei numai când te antrenezi, normal, are cu 15-30 minute înainte, dar are 28 de serviri, da? Depinde cât te antrenezi, dacă te antrenezi de 5 ori pe săptămână, ai vreo o lună aproximativ, o lună jumate aproximativ, da? Bun. Dar poți trăi foarte bine și fără el. Asta e toată faza. Nu e ceva de care... Aoleu... Deci poți trăi foarte bine. Bun. Aici spune că să nu avoid eating food or drinking a protein shake within an hour after... El spune să eviți de a consuma mâncare sau să bei vreun shake de proteină după ce ai băut ăsta, cam aproximativ măcar o oră. Să nu bei nimic, să nu mănânci nimic. Ai luat și punct, știi? Cred că să nu cumva să faci vreun mix ceva, știi? Așa. Bine, peste 18 ani. Normal că are cafeine și toate treburile astea ca să, și nu ai grijă că nu dormi. Acum, aici 4 ore. La celălalt, aici cu 4 ore să nu iei înainte de somn. La celălalt, la Arnold, era cu 5 ore. Bun. Deci aici spune destul de clar, dacă mănânci și ai luat, poate să diminueze efectele lui, da? Trebuie să ai cât mai stomacul, cât mai gol, știi? Ca să tragă cu adevărat. Așa spune. Poate diminua, nu spune clar. Bun. Și acum, când te gândești că are arginină, are grim, are niacină, nu știu ce, tiamină, ia să vedem, are cafeină normal, arginină, vreau să văd dacă are, n-are, mă, iohimbe. Ăla îmi place mie, acolo îmi place mie. Are acid citric, nu știu ce, vitamina C, bla bla bla, guarana. Eu guarana luam separat. Guarana știam că luam separat, are o culoare maro, ceva de genul ăsta. Luam separat și puneam în shake. Bla bla bla, nu știu ce. Are tot felul de chestii astea, da? Ideea care e? Eu, deci stai încă o dată. Încă o dată că mă ia... Bă, mirosul ăsta, doamne, mirosul și mi-aduc aminte de gust. Bă, deci care e ideea? Când iei prima dată, ți se pare ok. Când iei o lună, ți se pare ok. Când iei două, ți se pare tot ok. Dar după o perioadă, eu am luat ani de zile, pur și simplu, când știam că trebuie să beau din ăsta, mă lua scârbeta. Pur și simplu mă lua scârba, da? Mă lua de nu mai știam ce-i cu mine. Deci puneam o cupă de din ăsta și puneam cu tot cu glutamină. Nu știu că e bine sau nu e bine, eu puneam glutamină și creatină în același... în același blender, în același porție, da? Băi, ferească Dumnezeu, cât de tare încercam să nu mi se facă scârbă și să nu mi se facă rău. Doamne ferește, cât pur și simplu mereu încercam să mă gândesc la altceva, încercam să, hai că mai am puțin. Știi câte ori mi-am venit înapoi? Și doar are gust de chimicale din asta, de gustul ăla de chimical ieftin, frate. Băgate, dai seama cât ce-i sănătos e ăsta. Gustul de chimical ieftin, care după un timp îl simți, frate, după un timp începi să fii atent la gust. La început ești, să spunem, wow, o să opri, băi, vorba și de entuziasmul care îl ai, știi? La început, wow. Dar după un timp nu-ți mai arde de nimic, nu-ți mai... Eu n-am putut să mai iau. Eu ăsta l-am găsit acum, acolo undeva printre proteine,
Și eu n-am mai, pur și simplu, ăsta n-am putut să-l mai iau, pentru că mă, gustul ăsta mă nenorocea. Pur și simplu, încercam să-mi iau și mi-am dat seama că n-am cum. Mă chinuie. Ei, și ideea care-i? Poți trăi foarte bine fără ăsta. Poți trăi și poți mânca și te poți simți extrem de bine și te poți antrena. Entuziasmul pe care l-ai înainte de sală e foarte important. Scopul pe care tragi e și mai important și cum ai vrea să arăți e și mai important și ce pași faci în treaba asta. Că până la urmă te trezești dimineața, așa că mai tu sens, cum a venit sfatul meu, așa, care nici am tras până acum, până la 35 de ani. Și niciodată n-am fost nici gras, nici slab. Niciodată n-am fost, mi-a spus nimeni că sunt gras, dar nici foarte slab. Am fost mereu într-o formă, să spunem, oarecum ok. Prima dată începe de dimineață viața. Dacă dimineața te trezești și ai mâncat o shawarma sau ai mâncat zahăr, na, ești pe drum oarecum greșit și mi-am dat seama că totul pornește de la un singur măr. De la un singur măr te-ai trezit, după care bei niște apă, iei vitaminele, după care începi să studiezi mâncarea, începi să ții poate oarecum să ai grijă de mâncare și începi să iei unele fructe mai bio și începi să studiezi ce are caloria, care sunt calorii goale, care sunt calorii bune, că... Bun, tu ei ai spune că migdalele au multe calorii, dar sunt calorii bune, da? Calorii de calitate. Și tot așa, și începi să studiezi și tot începe de la un singur măr dimineața. Ce faci dimineața? Ce faci? Mănânci măr sau bagi înghețată? Mănânci măr sau bagi un corn, un croissant 7 days? Sau bagi un Luca sau un Petru, simigerie din asta? Sau bagi o patiserie din aia șmecheră? Ce faci dimineața, da? Îmi duc aminte, ca și off topic, îmi duc aminte, a fost o fază acum într-o zi, eu chiar acum două seri, da, eram la Carrefour și era acolo, erau niște rafturi din astea cu patiserii, da, de alea, cornuri, forneti, cum le spune la alea. Băi, și mă uitam acolo și era o femeie care, băi, era zdrahoancă mare, frate, știi? Și trebuie să te gândești că ea chiar nu trebuia să se uite acolo, ea trebuia să fie fix la fructe, la legume, nu să judec omul. Treaba este că nu-i sănătos, nu-i cum aspectul, că nu mă te-a spune cum arată. Problema este că nu e sănătos și cari grăsimea după tine și ești greu, ești greoi, totul e un chin, frate. Viața e un chin după aia, fiecare pas și fiecare chestie e un chin. Asta e problema, da? Așa vă trea. Plus că te îmbolnăvești și când te duci la doctor știi cum mergem noi românii, când e prea târziu. Asta e problema. Băi! Cam asta am avut de spus. Acum, ca chestia asta, recomand sau nu recomand? Nu-i problema că nu recomand. E problema că poți trăi foarte bine fără el. Foarte bine poți trăi fără el. Dar dacă tu ai un buget limitat de bani, mai bine cumpără chestiile esențiale care îți trebuie ție, proteină, glutamină, creatină și tot așa, chestiile astea, vitamine și tot așa. Asta poți lăsa la urmă dacă ai un supliment de bani, știi? Și... Acum, mai bine bagi bani în mâncare. Da? Și contează foarte mult degeaba iei tu de asta, asta nu înseamnă că îți dă energie. Dacă tu ești supărat și ești consumat de energie și tu ești într-o stare de asta, de shit, știi? Ești într-o stare de nasoală, frate. Nu te simți bine în pielea ta și te ești la sală. Și iei de asta. Tu crezi că asta o să-ți dea vreo chestie? Crezi tu că asta o să schimbi ție viața și o să schimbi ție antrenamentul? Bă, când ești supărat, ești supărat și când ești obosit la muncă, ai băgat 16 ore de muncă, tu crezi că asta, oh, ia o cupă de asta, gata, îmi dă. Când ești obosit, trebuie să te culci, că e un semnal că trebuie să te culci, asta îți dă semnalul, corpul trebuie să te culci, nu trebuie să bagi din astea. Asta e părerea mea, da? Ce pot zic? Eu iau din ce în ce mai rar, din ce în ce mai puțin, că nu-mi place gustul în primul rând. Și doi, simt că stă mai mult în interior entuziasmul meu și puterea mea. Mult mai mult în interiorul meu și cu ce drive merg și cu ce gânduri merg și cu outcome-ul, adică cu... Ce aș vrea să iau de acolo? Unde aș vrea să mă duc? Calea mea. Mai mult mindset decât asta, pre-workout. Așa văd eu. Dar dacă recomand? Da, recomand. Dacă tu crezi că te ajută, dacă tu crezi că ai nevoie de treaba asta, perfect. Dar te costă niște bani. Asta e ideea. Te costă niște bani și chestiile astea. Ce pot zic? Cam asta a fost. Ne auzim. Pa!